aș avea o întrebare pentru domnul Brânză. Domnule Brânză, ați afirmat că nu ați avut niciodată contracte din bani publici. În ceea ce privește firma dumneavoastră, ați avut contracte cu statul? Nu am avut niciodată contracte cu statul. Nu am vrut să fiu implicat pentru că nu am vrut să lucrez cu banii publici. Am fost mult mai ok să mă ridic pe forțele proprii, adică să arăt oamenilor că pot să fac multe lucruri frumoase fără a profita de funcțiile publice. Și acum, dragi cetățeni, vreau să vă redau un scurt istoric. În anul 2017, parohia Comarnic a primit un sprijin financiar de 50.000 de lei prin hotărârea Consiliului Local Comarnic, cu care și domnul Brânză a fost de acord, conform procesului verbal al ședinței. În anul 2018, parohia Comarnic a primit 45.000 de lei printr-o altă hotărâre de Consiliu, cu care din nou domnul Brânză a fost de acord. Și nu în ultimul rând, în anul 2020, a mai primit un sprijin financiar în valoare de 50.000 de lei, tot printr-o hotărâre de Consiliu Local, cu care din nou domnul Brânză a fost de acord. Toate trei sumele alocate din bugetul local al orașului Comarnic, din bani publici, au fost decontate de firma la care erați administrator, adică firma SC Zală Construct SRL. Ce ne puteți spune despre acești bani, domnule Brânză? Eu zic să dați pe speaker. Pe speaker! Dau pe speaker! Dau slot pe speaker! Mai mult, conform legii, dumneavoastră nu trebuia să participați la dezbatere și nici să votați cele trei proiecte de hotărâre. Concluzia este că în toți cei trei ani ați fost în conflict de interese, lucru care a fost sesizat către ANI. Uitându-mă prin situațiile de plată, am constatat că prețurile sunt foarte mari la manopere și materiale. Dar cine sunt eu să spun că sunt mari sau mici? Pe aceste documente se va pronunța Curtea de Conturi, instituție pe care o voi sesiza personal. Ar trebui să vă fie rușine, pentru că ați umflat prețurile cu atât mai mult cu cât lucrarea era pentru binele enoriașilor dintr-o parohie a orașului nostru, oraș căruia dumneavoastră spuneți că îi vreți binele. Ați întârziat lucrările intenționat, neavând o adresă din partea parohiei, doar ca să puteți veni apoi cu majorări de prețuri, dar ceea ce nu știți dumneavoastră este că legea achizițiilor publice spune că puteți majora aceste prețuri doar dacă lucrarea s-ar fi oprit din vina beneficiarului. Ce ne puteți spune despre acești bani publici? Vă mulțumesc!